Ce se poate trata cu alcoolul camforat? Care sunt proprietățile alcoolului camforat și care sunt contraindicațiile utilizării acestuia? Generația actuală nu este aproape deloc familiarizată cu mirosul specific al camforului, însă medicii în vârstă îl utilizau des pentru tratarea diferitelor maladii. În medicina tradițională, camforul rămâne un remediu verificat de timp care este utilizat cu succes și până în ziua de astăzi. În acest filmuleț vei afla cum și în ce situații se folosește camforul în tratament. Camforul aparține grupului de substanțe cunoscute sub numele de terpenoide. Este obținut din ulei de brad. În forma sa alcoolică, adică alcoolul camforat, este un produs complet natural. Acest lucru înseamnă că are foarte puține efecte nocive. Cu toate acestea, nu prea multe persoane știu că alcoolul camforat are o aplicare mai largă decât este indicat în instrucțiuni. Acest remediu accesibil și ieftin are multe proprietăți benefice care nu sunt mereu evidente. Proprietățile alcoolului camforat. Mai întâi de toate, camforul este un antiseptic puternic. Este capabil să distrugă un număr mare de bacterii. Deține și proprietăți antiinflamatoare, poate repara zonele deteriorate ale pielii. Alcoolul camforat deține capacitatea de încălzire a articulațiilor. Aroma acestuia poate stimula funcționarea sistemului nervos. Pe lângă asta, manifestă proprietăți terapeutice în cazul spasmelor bronșice. Poate ajuta în cazurile de spasmele bronhiilor. În cele din urmă, putem spune că alcoolul camforat este un vasodilatator. Este capabil să dilate vasele sanguine și să îmbunătățească circulația sângelui. Alcoolul camforat poate fi considerat o soluție universală pentru multe probleme de sănătate. Acesta, dizolvat, poate distruge bacteriile patogene și preveni complicațiile purulente. Poate ameliora durerea și micșora inflamația, precum și stimula procesele metabolice și microcirculația sanguină în țesuturi și organe. În instrucțiunile pentru alcoolul camforat este indicată utilizarea sa în caz de insuficiență cardiacă cronică, scăderea bruscă a tensiunii sanguine și tulburări ale funcției respiratorii. Cu toate acestea, lista respectivă a maladiei la tratamentul cărora poate contribui camforul nu este nici pe departe una completă. Ce se tratează cu camfor în medicina tradițională? Artrita și artroza. Dacă artrita afectează degetele, se recomandă să le înmoi bine în apă fierbinte și apoi să freci câte o picătură de alcool camforat în fiecare deget. Dacă sunt afectate articulațiile mari pe lângă frecție, se poate face o compresă. Înmoi o bucată de tifon în alcool camforat, aplică tifonul pe articulații, apoi înfășoară o peliculă și acoperă cu un fular cald. Compresa trebuie ținută timp de o oră și jumătate. Este important să ții cont de faptul că nu trebuie să freci alcool camforat în articulații dacă ai semne de varice pe picioare. Dureri de cap și leșinuri. Cea de-a doua proprietate benefică a alcoolului camforat este abilitatea acestuia de a ameliora durerea de cap și de a ajuta în caz de leșin. Este suficient să inhalezi aburii acestui remediu pentru a ușura durerile de cap. Compresele pe obraz pot de asemenea să amelioreze durerile de dinți. Otită. Pentru tratarea inflamației urechii se pot prepara picături din soluție alcoolică de camfor diluată în proporție egale cu apă fiartă. Totuși, înainte de utilizarea picăturilor preparate acasă, este necesară prudență rezonabilă. Se recomandă consultarea unui medic și efectuarea unei examinări pentru a te asigura că timpanul nu este deteriorat. Soluția trebuie încălzită la temperatura corpului și instilată câte 1-3 picături în urechea afectată de 2-3 ori pe zi. Excesul trebuie tamponat cu un șervețel. Compresa cu alcool camforat este de asemenea eficientă în combaterea inflamației. O astfel de compresă poate înlocui picăturile. Răceala și tusea. Alcoolul camforat poate fi benefic și în tratamentul de răceala și tuse. Pentru a ameliora congestia gâtului, adaugă câteva picături de camfor în apă fierbinte și inhalează aburii. Pentru febră și tuse se recomandă frecarea pieptului cu alcool camforat și apoi învelirea acestuia într-un material călduros. Bronșita. Pentru tratarea inflamației bronhilor se recomandă utilizarea unor unguiente medicinale pentru frecții. Acasă poți prepara un balsam după rețeta următoare. În untura topită de oaie sau capră, adaugă o linguriță de alcool camforat și o mică bucățică de propolis. Amestecă bine și masează intens această amestecătură în piele pe spate, piept, picioare, gât și nas înainte de culcare. Apoi învelește-te bine și culcă-te să dormi. Osteocondroza. Chiar și în cazul unei maladii cronice de lungă durată, îi poți ameliora simptomele. Pentru asta se propune prepararea unui unguient special. Mai întâi bate spuma 3 albușuri de ou și apoi adăugați câte 50 de ml de vodcă, 50 de grame de alcool camforat și 50 de grame de pudră de muștar. Lasă amestecătura să stea într-un loc răcoros și întunecat timp de 12 ore. Nu o păstra în frigider. Unguientul preparat trebuie frecat pe zonele dureroase ale corpului, dar apoi aceste zone trebuie învelite cu o plapumă caldă. Durata tratamentului este de 2 săptămâni. Contraindicații. Hipersensibilitate la remediu în caz de epilepsie și tendință la convulsii, leziuni cutanate sau afecțiuni inflamatorii ale pielii în zona presupusă de aplicare, inclusiv dermatită și eczema. Vârsta copiilor mici, sarcina și ala
adaptarea. Alcoolul camforat pentru combaterea dăunătorilor din grădină. Grădinarii care nu folosesc pesticide în grădinile lor cunosc multe remedii populare testate în timp pentru combaterea bolilor și dăunătorilor plantelor. Unul dintre aceste remedii este alcoolul camforat, complet sigur pentru plante și oameni dacă este dizolvat corect. Pentru început, dă prin răzătoarea 50 de grame de săpun de casă sau utilizează 50 de mililitri de săpun lichid verde. Toarnă peste această masă apă caldă, un litru, și așteaptă ca săpunul să se dezolve complet. Adaugă treptat 50 de mililitri de alcool camforat la soluția de săpun răcită. Adaugă 5 litri de apă curată stătută și lasă amestecătura să se omogenizeze. Distribuie uniform remediul obținut pe sol în rândurile de ceapă, usturoi, morcov, sfeclă și varză, pentru a respinge afidele și a distruge sporii ciupercilor periculoase. Consumul de soluție este de 5 litri pe metru liniar de plantare. Repetă tratamentul la fiecare 10-12 zile în prima jumătate de creștere a plantelor. Aceeași soluție poate fi utilizată pentru a lunga cărțițele, turnând-o în labirinturile subterane și în vizuinile lor. Animalele nu suportă mirosul de camfor și de obicei nu se mai întorc pe suprafețele tratate după prima procedură, ceea ce este deosebit de important în sere. În timpul perioadei de fructificare activă a castraveților, ardeilor și tomatelor, când este nedorită utilizarea substanțelor chimice pentru protecția împotriva dăunătorilor, iar plantele suferă de afide sau acarieni, pot stropi arbuștii și frunzele cu o soluție de săpun și camfor preparată conform acestei rețete, folosind un pulverizator. Disclaimer: toate materialele din acest filmuleț au un caracter educațional. Ține minte că autotratamentul poate reprezenta un pericol pentru viață. Apelează la medic pentru a obține o consultație cu privire la administrarea oricăror medicamente sau aplicarea oricăror metode de tratament.